Bună, dragii mei, bine ați venit la Taroterapia, bine v-am regăsit! Astăzi vom face o citire interactivă despre tine și persoana care te interesează, ce ascunde această persoană, care sunt secretele acestei persoane. Vă invit să alegeți cu ajutorul intuiției voastre. Avem aici grupul 1 și aici avem grupul 2. Este o citire colectivă, vă rog să luați de aici doar ceea ce simțiți că rezonează. Puteți găsi aceste seturi de tarot și acest oracol, la fel ca alte seturi de tarot și oracole pe site-ul www.taroterapia.ro, unde vă invit de asemenea să explorați și cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Învață tarotul în 4 ore. Este o citire fără timp, adică este relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Începem. Grupul 1, adică cei dintre voi care au ales tarotul pisicilor negre. Ce ascunde această persoană? Ce vă arată și ce nu vă arată această persoană? Ceea ce voi nu știți în legătură cu această persoană se poate referi la o anumită problemă sau impas în care el sau ea s-ar regăsi. Această persoană pare să ceară ajutor în legătură cu niște aspecte care o deranjează. Există ceva ce a întârziat foarte mult în viața acestei persoane. Există ceva ce această persoană a lăsat cumva în așteptare, iar acum efectele sunt clare și devin din ce în ce mai clare pentru el sau pentru ea. Adică, această persoană se confruntă cu niște consecințe ale unor lucruri amânate și care în momentul ăsta s-au înrăutățit peste așteptări. Haideți să vedem mai departe. Obținem mai multe detalii. Iată aici pe cineva care ar putea să aibă o problemă cu un picior. Cineva care are o suferință la nivelul membrelor inferioare. Cineva care trebuie să meargă la medic și trebuie să facă ceva investigații. Ceva se întâmplă în subteran. Persoana asta se simte singură, lipsită de suportul pe care și l-ar dori, persoana asta simte că a pierdut ceva. Persoana asta se simte înfometată, însetată, nu-i ajung resursele. Persoana asta se simte în momentul ăsta de ca și cum toate lucrurile din jurul său merg prost sau foarte prost. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Avem aici pe cineva din pești, avem pe cineva dintr-un semn de aer care ar putea interacționa cu cineva dintr-un semn de apă sau cineva dintr-un semn de pământ care ar putea interacționa cu cineva dintr-un semn de apă sau de aer. Persoana asta simte niște amenințări, e ca și cum cineva i-ar fi întins o capcană. De ca și cum cineva l-ar fi înșelat sau ar fi înșelat-o. Haideți să vedem în continuare. Există ceva ce această persoană a refuzat să vadă. Există ceva ce această persoană a lăsat să acționeze negativ contra lui sau contra ei. De asemenea, există niște lucruri nespuse, destul de multe, care în momentul ăsta încep să fie revelate, încep să iasă la suprafață. Ceea ce tu nu știi, ascultătorule, ar putea avea legătură cu gândurile sau cu intențiile acestei persoane. Cineva care ar intenționa să iasă din blocaj și să îți mărturisească ceva. Ceva cu multă relevanță pentru tine.
În continuare, explorăm. Iată o persoană care consideră că a pierdut lupta sau a fost tratată pe nedrept. Cineva care consideră de asemenea că nu a acționat la momentul potrivit și că momentul ăsta se apropie. Acum devine o urgență. Așadar, persoana asta n-are cum să stea liniștită și mă întreb ce apare în energia acestei persoane care are legătură cu vinovăția. Chiar o vinovăție extremă. Așadar, pe de o parte, persoana asta consideră că ceva a fost nedrept sau că tu, ascultătorule, ai fost nedrept sau nedreaptă cu el sau cu ea. De cealaltă parte, persoana asta pare să înțeleagă că nu e nimic ce vine din exterior responsabil pentru ceea ce îi se întâmplă, ci există niște greșeli pe care el sau ea le-a făcut și care acum au niște consecințe destul de mari. Și persoana asta practic se plimbă între aceste două concepții. Persoana asta pendulează foarte mult în perioada asta, de ca și cum aruncă mingea la tine în teren, după care o ia înapoi, iarăși o aruncă, iarăși o ia înapoi și foarte multă indecizie, indecizie pe care a avut-o și în trecut, dar care acum trebuie să fie neapărat înlăturată. Pentru că dacă nu ar fi înlăturată, persoana asta riscă să piardă ceva foarte important. Haideți să vedem în continuare. Iată și un trei de săbi. Cineva care își plânge de milă, cineva care stă cu fața în palme și nu reușește să vadă nimic în jurul său pentru că este afundat sau afundată în durere. Iată din nou un cavaler, ceea ce înseamnă că s-ar putea să primiți niște vești mai repede decât v-ați fi așteptat. Persoana asta parcă stă foarte mult pe gânduri și încearcă să devină mai curajoasă. Încearcă să se apropie de ceva care o sperie foarte tare. Ce sperie oare această persoană? Haideți să vedem în continuare. Doi de cinci și mai devreme aveam un alt cinci. O perioadă cu foarte multe dificultăți pentru el sau pentru ea. O perioadă cu foarte multe schimbări. O perioadă în care această persoană este provocată. Persoana asta trebuie să lase ceva în spate. Dar această persoană plânge frecvent, știind că nu este în stare, ascultătorule, să dea drumul sau să îți dea drumul. Și aici s-ar putea să vorbim despre o poveste foarte complicată între voi doi. Adică cineva care fiind în relație nu reușește să se comporte normal în acea relație sau cineva care spune lucruri, face altceva sau o persoană care are perioade de foarte bine și perioade în care manifestă foarte mult dorința sa de a fi cu tine, ascultătorule, și perioade în care pare să-ți întoarcă spatele. Iar lucrul ăsta se repetă. E ca și cum sunteți amândoi pe o roată care merge la nesfârșit și vă întrebați când se va încheia odată cu aceste repetiții. Când veți ieși din acest ciclu al fericirii extreme și apoi al agoniei. Mă întreb cum rezonează cu voi și vă rog să-mi spuneți cum rezonează în comentarii, ca de obicei. Așadar, vorbim despre o persoană care se simte încercată, se simte trasă în toate direcțiile, simte că există riscul ăsta de a se rupe, de a se împrăștia. Are niște temeri foarte mari, sunt niște temeri pe care probabil că le va mărturisi ascultătorule, probabil că va vorbi această persoană cu tine despre ceea ce îi se întâmplă, pentru că avem un soi de culme a suferinței sale. Haideți să vedem. Din acest
Oracol, Sibila 800. Ce detalii putem culege? Iată, o persoană care suspină, se uită în depărtare, așteaptă. Aici s-ar putea să avem de asemenea pe cineva care vine de la distanță către tine, ascultătorule. O persoană care își dorește să petreacă așa cum o făcea odată, își dorește să aibă momente frumoase, își dorește să se distreze și totuși nu mai reușește, pentru că simte că în jurul său există persoane cu foarte multe fețe. Adică persoana asta a avut parte de o serie de dezamăgiri, de o serie de supărări care sunt legate de persoane pe care le credea de încredere. Prietenii de odinioară ai acestei persoane se dovedesc a fi, de fapt, niște inamici. Sau persoana asta a crezut că anumite persoane îi pot arăta ceva bun, că poate învăța de la acele persoane, în schimb, acele persoane nu fac decât să invite această persoană despre care vorbim într-un ciclu al suferinței sau invită această persoană să-și cultive viciile. Sunt descoperiri pe care această persoană le face în perioada asta și care practic vin să demoleze un întreg edificiu pe care această persoană și-l construise în minte vis-a-vis de relațiile sale, în primul rând. Simt că după o serie de dezamăgiri pe care această persoană le are în legătură cu oamenii ăștia, persoana asta poate să reconsidere raportul cu tine. Adică e ca și cum aceste dezamăgiri deschid ochii persoanei despre care vorbim acum și reușește până la urmă să vadă că ceea ce tu spuneai, că ceea ce tu sugerai era bun și sănătos. Această persoană înțelege acum că lucrurile astea multe și ispititoare din jurul său nu i-au adus niciun beneficiu și că trebuie să se întoarcă neapărat spre interiorul său și să privească înapoi către tine, ascultătorule. Pentru că de acolo s-ar putea să vină niște lucruri importante pentru situația în care această persoană se găsește acum. Haideți să explorăm în continuare. Persoana asta s-ar putea să se invite la tine acasă. Și iată din nou mesaje despre bani, conversații despre bani, conversații despre o casă, conversații despre ceva investiții, ceva este pe loc în viața acestei persoane. Deci pentru o parte dintre voi simt că problemele persoanei despre care întrebați vin din mai multe arii ale vieții sale și e ca și cum această persoană simte să se așeze undeva într-un spațiu sigur și să stea de vorbă cu tine, să-ți povestească, să-ți recunoască niște lucruri, să-ți ceară opinia de asemenea, ascultătorule. Haideți să vedem în continuare. Până acum au apărut persoane care sunt născute în date, adică zi, lună sau an, care pot conține cifrele 2, 8, 5, 1, 4 sau 6. Iată cum, până la urmă, această persoană se poate apropia de dorințele sale. Poate să facă acea schimbare. Iată cum această persoană reușește să se îmbrace în haine noi. Reușește să lase în spate ceva ce nu-i mai folosea. Această persoană ajunge la niște concluzii importante, reușește să încheie un ciclu dureros, însă simt că reușește să facă acești pași în urma unor întâlniri cu tine, ascultătorule, în urma unor discuții foarte profunde cu tine. E ca și cum persoana asta realizează că ceea ce ar salva-o este ceva ce tu ai putea sugera. Și atenție, este ceva ce tu ai mai sugerat în trecut și persoana asta probabil că n-a putut să audă
la momentul respectiv, pentru că nu a putut să înfrunte adevărul și consecințele sale. Vorbim aici de asemenea despre cineva din Scorpion, din Săgetător, din Gemeni, din Vărsător. Mai avem aici de asemenea pe cineva din Capricorn. Așadar, până la urmă, se pare că veți afla despre niște lucruri importante și se pare că veți fi consultați în legătură cu schimbarea care este pe cale să se întâmple în viața acestei persoane. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales acest tarot, Teen Witch. Folosim pentru citirea voastră și acest oracol, Sibila 800. Așadar, ce ascunde această persoană, ce secret are această persoană care te interesează, ascultătorule? Ce-ți spune și ce nu-ți spune? Ce ai putea să afli în legătură cu el sau cu ea? S-ar putea să afli, ascultătorule, că această persoană își făcuse niște planuri mari în legătură cu banii, de exemplu, sau în legătură cu niște călătorii. Și această persoană, până la urmă, s-a trezit aruncată de pe măgar. Adică și-a văzut planurile dizolvate, stricate. Persoana asta s-ar putea să-ți spună că o doare ceva, s-ar putea să-ți spună că a durut-o ceva în ultima perioadă, s-ar putea să-ți spună că a pierdut niște ocazii sau că pur și simplu s-a iluzionat. S-ar putea să-ți spună că a încercat să-și schimbe viața, a încercat să dea lovitura și ce să vezi, s-a trezit azvârlită pe jos. Mă întreb cum rezonează cu voi. Persoana asta pare să pregătească un soi de reuniune. Avem aici un soi de consiliu, trebuie să se ajungă la niște concluzii. Persoana asta își pregătește discursul, ascultătorule. Se pregătește pentru o hotărâre, această hotărâre te ia în calcul neapărat. Așadar, aici s-ar putea să vorbim despre o persoană care a considerat că iarba este verde și apetisantă în altă parte, cineva care a plecat de lângă tine, ascultătorule, sau cineva care ți-a înșelat așteptările și care acum tinde să vină către tine și își pregătește intrarea. Mă întreb cum sună asta pentru voi, cum se aplică situației voastre. Avem aici de asemenea cineva care i-ar fi deschis ochii acestei persoane vis-a-vis de comportamentul său. Simt că persoana asta începe să regrete ceva ce a făcut sau ceva ce a spus, începe să regrete o situație din trecut, începe să regrete că te-a dat la o parte sau pur și simplu ți-a întors spatele într-un moment în care tu ai fi avut nevoie ca el sau ea să fie acolo, prezent sau prezent în viața ta. Persoana asta știe că are nevoie de mult, mult ajutor din partea celor din jur, astfel încât să-și poată îndrepta greșeala. Adică e ca și cum vrea să adune din experiența tuturor din jurul său pentru a putea compensa ceva foarte mare. Haideți să vedem în continuare. O interacțiune dintre un semn de foc și un semn de aer. O interacțiune dintre un semn de pământ și un semn de foc. O interacțiune dintre două semne de foc.
Vedem mai departe ce apare. Vă invit să rămâneți până la capăt. Pentru date de naștere inițiale, alte semne zodiacale. Persoana asta a încercat să te momească, să te ispitească. Ți-a propus ceva la un moment dat care nu putea să fie realizat. Parcă persoana asta a venit și a pus pe masă o ofertă pe care n-ar fi putut, de fapt, niciodată să o îndeplinească. Adică persoana asta ți-a spus despre sine că are un anumit rol, are un anumit statut, că stă într-un fel cu finanțele sau că este o persoană foarte empatică, foarte iubitoare. Simt că el sau ea s-a pus într-o lumină fantastică în ochii tăi, a încercat să te cucerească și ți-a spus niște lucruri care nu erau adevărate. A exagerat în legătură cu calitățile sale, de exemplu. Sau a făcut niște planuri, însă planurile respective nu au fost îndeplinite pentru că el sau ea nu s-a putut ține de ele. Persoana asta pur și simplu a împins în fața ta o imagine care nu prea avea legătură cu realitatea. Pentru că dacă el sau ea s-ar fi prezentat în fața ta așa cum era în momentul ăla, ar fi considerat că tu vei spune nu. Așadar, vorbim despre o persoană care s-a temut de refuzul tău, ascultătorule, și a plusat foarte mult. Acum înțelege că ceea ce a făcut nu a fost ok și că, de fapt, nu ți-a oferit toate elementele în baza cărora, în mod real, tu ai fi putut să faci o alegere. Și știe persoana asta și a auzit de asemenea din jurul său că ceea ce a făcut este cam greu de iertat. Și poate de aici întreaga mobilizare a acestor forțe și consultarea acestor persoane, astfel încât persoana asta să vină acum la tine cu ceva realist, cu ceva credibil. Așadar, persoana asta consideră că tu ți-ai cam pierdut încrederea și caută modalități să o poată recâștiga. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Iată cum se adună regii în această citire și iată cum cineva încearcă de fapt să rescrie realitatea. Cineva încearcă să recroiască ceva, cineva încearcă să recompună povestea voastră. Și în anumite cazuri lucrul ăsta s-ar putea să se întâmple foarte repede, cu viteza unui 8 de bâte. Și mai simt de asemenea că vorbim aici despre o persoană care se trezește în toiul nopții și transpiră. Transpiră gândindu-se la momentul în care tu ai plecat, ascultătorule, sau la momentul în care tu ai putea să pleci, dacă ești încă acolo. Și persoana asta ar vrea să împiedice cu toate forțele sale o despărțire de tine. Persoana asta nu suportă ideea că drumurile voastre se pot separa și se pot separa pentru totdeauna. Acest pentru totdeauna dă fiori acestei persoane. Și din motivul ăsta s-ar putea ca el sau ea să acționeze foarte, foarte rapid. Avem aici pe cineva din Leu, pe cineva din Rac, pe cineva din Taur sau din Fecioară. Vorbim aici de asemenea de cineva din Berbec. Avem o persoană de asemenea născută în luna februarie. Haideți să vedem mai departe. Pentru că frecvent în amintirile acestei persoane apar momentele cu tine, momentele de tandrețe, momentele de apropiere, acele momente care îi dădeau foarte multă liniște și împlinire acestei persoane. Așadar, e ca și cum el sau ea ajunge din nou la ceea ce v-a unit, la ceea ce v-a făcut să vă simțiți speciali unul cu celălalt. Persoana asta nu mai reușește acum să-și mai țină în picioare acele apărări, acele defense care până acum au funcționat și care i-au dat, de fapt, acest comportament
greșit, despre care vorbeam înainte. Greșit în sensul că a afectat relația voastră. Greșit în sensul că nu te-a îmbrățișat cu tot adevărul său, ascultătorule. Greșit în sensul că a venit cu bucățele, a venit cu firimituri, când putea să vină cu bucăți întregi. Așadar, în momentul ăsta, persoana asta se pregătește. Și mai mult decât atât, simt că vrea să îți ofere ceva. Acest ceva s-ar putea să fie un cadou, s-ar putea să fie o invitație, s-ar putea să fie o propunere mai mare decât te-ai fi așteptat tu, ascultătorule, însă, de data asta, este ceva concret și ceva ce poate fi realizat. Adică e ca și cum această persoană ar vrea să vină către tine cu ceva ce se vede foarte bine, cu ceva ce poate fi pipăit, da? Adică, uite, evidența este aici în fața ta. Aici avem acel lucru real despre care vorbim. Acum nu mai vin doar cu povești, acum nu mai auzi de la mine doar niște cuvinte. Acum eu mă prezint cu faptele și cu lucrurile în fața ta. Și te rog să-mi spui ce părere ai. Cam asta e atitudinea persoanei despre care vorbim. Haideți să vedem în continuare. Din acest oracol, Sibila 800, o persoană care s-a comportat în trecut ca un fluturaș, cineva care a vrut să ia lucrurile cu foarte multă ușurință, hai să nu ne complicăm, hai să nu ne luăm angajamente, hai să mai stăm și să mai trăim momentul, lasă că într-o bună zi o să vezi tu că ne căsătorim, că o să avem întreaga viață împreună, într-o bună zi, totul era amânat. Cineva care, iată, ți-a dat speranțe în trecut, ascultătorule, și regretă că dându-ți speranțe, nu a reușit să te și bucure cu realitatea. Și cred că ăsta este un punct important, apropo de șansele ca această persoană să se fi schimbat acum. În continuare, persoana asta s-ar putea să-ți vorbească despre proiectele sale noi sau despre copiii săi sau își cere o părere în legătură cu cineva mai tânăr din jurul său pe care ar vrea să îl ajute. Iată o persoană geloasă, persoană care își dorește să aibă noroc, își dorește să aibă lucruri din abundență în jurul său, se uită către această abundență. Cineva care a avut gânduri chiar foarte negre, ascultătorule, iată. Cineva care s-a gândit că nu poate să trăiască fără tine. Lucruri la extrem. Oare cum rezonează cu voi? Cineva care a zis că mai bine dispare decât să vadă prezența altcuiva lângă tine. Sau cineva care poate să-ți mărturisească astfel de lucruri în perioada următoare. Haideți să vedem în continuare. O călătorie care s-ar putea să fie planificată împreună. Iată pe cineva disperat, trist, căzut în interiorul său. Cineva care vrea să facă declarații de iubire, da? Parcă totul este extrem în energia acestei persoane. Parcă lucrurile se adună și iau foc în interiorul său. Cineva care nu mai știe cum să-ți arate atenția sa. Cineva care trebuie să își schimbe imaginea în ochii tăi și atunci ar face orice. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!